Prima dilemă e ce ar trebui să facă o familie care nu poate să aibă copii din motive medicale. Există porunca aceasta a creșterii, înmulțirii, nașterii de copii, dar există foarte multe persoane care nu pot să aibă copii. Și vedem în Biblie atâtea cazuri de femei care nu pot să aibă copii și Dumnezeu intervine. Dacă privim la Scriptură, la rolul familiei, la rolul căsniciei, cred că o soluție la această dilemă ar fi adoptarea copiilor. O nu înseamnă că aceasta este o datorie absolută pe care o are o familie cu probleme medicale. Înseamnă că o să dăm afară, o să excomunicăm persoane care n-au copii și nu adoptă. Dar cred că o înțelegere completă a căsniciei și a vieții de familie include și copiii și modul în care un soț și o soție pot să devină părinți dacă nu pot ei să aibă copii este prin adoptarea altor copii. Și adoptarea, de altfel, este o temă atât de importantă în Noul Testament pentru că noi am fost adoptați. Noi, ca și creștini, eram sub mânia lui Dumnezeu, eram în afara bisericii, eram în împărăția întunericului, înrobiți de cel rău și am fost scoși, am fost adoptați. A fi creștin înseamnă să fii inclus într-o familie în care nu aveai un drept natural să fii. Nu te-ai născut cu Dumnezeu ca tată, te-ai născut cu diavolul ca tată. Te-ai născut în păcat, te-ai născut sub mânia lui Dumnezeu. Dar noi, ca și creștini, suntem adoptați în familia lui Dumnezeu și există această temă proeminentă în Noul Testament a adopției. De aceea, cred că una dintre soluțiile pentru aceste familii este adoptarea. Chiar dacă, din punct de vedere biologic, ai probleme medicale ce te împiedică să dai naștere unui copil, nu înseamnă că nu poți să devii părinte. Poți să devii părinte prin adopție. Altă dilemă pe care o avem în virtutea acestor două sfere este că de multe ori ne întrebăm care sunt lucrurile ce țin de viața naturală și care sunt cele care țin de viața spirituală. Care sunt lucruri ce sunt reglementate de credința creștină și care sunt lucrurile indiferente. Părinții au datoria să crească copiii, copiii au datoria să asculte, dar nu se spune exact cum trebuie să-și crească părinții copiii. Nu se spune la ce oră trebuie să se culce copiii, nu este o oră biblică de culcare a copiilor, nu este o dietă biblică, nu este foarte multe aspecte ale vieții, sunt aspecte din viața naturală ce trebuie să fie descoperite, analizate și decise de părinți prin această lege naturală. Prin știință, prin cercetarea lor, prin experimentare și eșec. Deci nu există reguli uniforme de creștere a copiilor. Și asta s-ar putea să însemne că într-o biserică, familii diferite s-ar putea să-și crească copiii în mod diferit. Copiii dintr-o familie s-ar putea să se culce foarte devreme, alții să se culce când li se face somn. Și asta nu e un păcat. S-ar putea să fie o greșeală în această viață naturală, părinții respectivi să comită greșeli, să nu-și pregătească copiii bine pentru viața naturală, dar nu este ceva care să intre în sfera poruncilor Noului Testament sau în sfera unui standard doctrinar. Este decizia părinților și în această viață naturală, Dumnezeu în providența sa ne lasă de multe ori să experimentăm, să eșuăm. Nu există o regulă, un standard în toate aceste privințe. Dar există alte aspecte ale vieții naturale care s-ar putea să aibă legătură cu anumite lucruri. De exemplu, unii copii s-ar putea să se uite mai puțin la desene, alții să se uite mai mult la desene. Unii copii s-ar putea să fie cu mai multe activități, să fie ocupați, înscriși în 1001 de cluburi, să meargă în multe excursii. Dar există aspecte ale timpului nostru care au legătură cu viața spirituală.
Dacă ești plecat tot timpul în cluburi și excursii, nu o să mai ajungi pe la biserică. Deci chiar dacă lucruri naturale în sine s-ar putea să fie indiferente și bune, pot să existe moduri în care se intersectează cu aspecte ce țin de viața spirituală. Și o altă dilemă este cum se îmbină aceste autorități diferite. Aici acum avem două sfere diferite și în sferele acestea există autorități diferite. Cum se îmbină autoritățile diferite în viața copiilor? Există autoritatea statului, autoritatea părinților și autoritatea bisericii. Cum se îmbină? Statul este o autoritate legitimă în viața tuturor oamenilor. Trebuie să ascultăm de legile statului. Părinții au datoria să crească copiii. Copiii trebuie să-i asculte și părinții au autoritate față de copii. La fel și biserica. Slujitorii bisericii îndrumă, mustră, disciplinează. Și asta se aplică nu doar adulților, ci se aplică și creștinilor care sunt la început, adică copiilor. Cum se îmbină aceste autorități? Vedem că uneori în modernitate statul vrea să ia el cât mai mult din autoritate, să elimine alte autorități, să decide statul totul. Nu știu în ce măsură sunt și părinți care vor ei să înghită totul, să le facă ei pe toate. Dar ceea ce aș vrea să spun e că toate aceste trei tipuri de autoritate trebuie să fie în viața copiilor și trebuie să le găsim proporția pe care o au fiecare. Adică autoritatea statului nu este în viața spirituală. Dacă statul spune că n-ai voie să crezi că e adevărat ce spune în Biblie, statul nu are autoritatea asta. Statul nu are autoritatea să îi împiedice pe părinți să își învețe copiii credința creștină, pentru că aceasta este o datorie pe care o de la Dumnezeu. Dar în același timp nu este locul bisericii să facă anumite reguli pentru viața socială a copiilor. Statul pune anumite limite și trebuie să ascultăm de acea autoritate în sfera ei de autoritate, în locul pe care îl are de la Dumnezeu. Un alt aspect la care aș dori să privim sunt câteva pericole